Bună ziua, bună ziua, reluăm. Bună ziua, bună ziua, eu sunt Georgiana Sârbu și vreau să-ți arăt, fetiță, câteva din lucrurile ce am găsit eu pe la gunoi. Am aici trei cutii de pantofi, toate scoase de pe fundul tomberonului, bineînțeles, că numai de acolo găsești, numai de acolo poți să scoți așa ceva. Am trei perechi de pantofi. Am două perechi de pantofi Emilio Tucci. Vezi? Am două perechi Emilio Tucci. Și o pereche de pantofi cord fier. Nice. Vreau să spun cam cât costă o pereche de pantofi din ăștia. Uite. 100 de euro, 99,99 cenți, fetiță, adică 100 de euro. Nice. Hai să vedem cât costă, așa, cât au costat ăștia. Și ăștia. Ăștia, 109,99. Uite, fetiță, cât costă. O pereche de pantofi de ăștia, deci 200 de euro, o urmă de vale. Ca să nu crezi că te mint eu. Nu știa. De corfier. Păi nu scrie la ăștia prețul. Bă, dar scrie, dar nu-l văd eu. Ah. 99 și ceva, habar n-am. Pune aici mic preț, uite aici. Aici am colza, că tu îl vezi. E super, dar nu-l vezi. Cred că tot 100, cred că tot 99, nu știu cât au costat. Uite, fetiță, pantofi. Bun, măruți, fetiță, uite. Așa i-am găsit. Așa ți-ar n-am apucat să umblu la ei, decât atunci când am făcut video la gunoi. Nici n-am apucat să mă uit la ei, fetiță. Wow, ce tari sunt, uite de fetiță, cât sunt de super îngrijiți. Uite. Doar talpa, nu, normal. E pentru că ei vin așa, e talpă ca de lemn, așa, știi? Și vin, normal că i-a purtat un pic și s-a dus vopseaua asta, știi? Că vezi că are vopsea pe aici. Ei, asta s-a dus un pic, dar ei sunt super, super, i-a purtat de 3 ori, maxim. Uite cum arată fetița. Uite-te, știu ce frumoși sunt. Wow, zici că nu i-a purtat deloc fetița, uite. Uite cum arată, mă dau mai aproape ca să vezi. Cum arată înăuntru. Vreau să zic că vin și cu... Au și burețel? Au și burețel pe care să, cu care să îi îngrijești. Bineînțeles că... Uite, burețel, credeam că ne-a desfăcut, nu. Și i-a îngrijit omuletul și a desfăcut burețelul și i-a îngrijit cât a putut de bine. După cum se și vede de altfel. Uite, fetiță. Pantofi de piele. Ăștia sunt piele, fetiță și... Pantofi din aia, adevărați, cum poartă domnii. A doua pereche e Emilio Tucci. Pantofi e așa, un fel de grena. Mira ce frumoși sunt. Și ăștia au fost îngrijiți, nevoie mare. Au și hârtie în vârf, după cum se vede. Uite cât de mișto sunt. Cu ciucurași. Cum ne plac nouă ciucurașii, nouă femeilor, da? Nice! Uite, fricuțe ăștia sunt, că sunt mai frumoși, nici n-am ce să le fac. Mai mult să... O să le dau cu burițelul ăla și atâta. Mira, uite și pe talpă n-are rost să-i mai ștergă. Normal, i-a portat omul, dar nu atât de mult cât să-i distrugă. Asta e a doua pereche de pantofi. Emilio Tucci. Nice. Și mai am o pereche, fetiță. Ăștia sunt pantofi împletiți. Cum erau odată, fetiță, cum purtau taică-mi pe vremuri. În vremuri. Săracu, avea o pereche de pantofi și apoi aia îngrijea până îi lua pielea. Ăștia au și tot așa. Au hârtie înăuntru, fetiță, să nu cumva să se distrugă. Nice. Mă ajută pe mine să-i fac să arate mai bine. Uite, fetița. Uite-te și tu cum arată. Pan,
pantofi, de pantofi, fetița i-a luat de pe primul timp. Trei perechi, noi nouțe de, aproape noi nouțe, de pantofi, fetița, de la tomberon. Așa, asta se aruncă. Dacă nu mă duceam la tomberon, nu găseam aceste trei perechi de pantofi și nici nu puteam să fac un ban în plus. Pentru mine să salvez lucrurile astea și să le vând cuiva e mare, mare lucru. Nu e păcat de ele să se distrugă, să ajungă la groapa de gunoi. Nu e mai bine să le dau eu altă viață? Dacă pentru unii sunt gunoaie, pentru mine sunt bani, fetiță. Nu mulți, dar cât de cât să fie bine, să nu fie rău. Ce să zic, fetiță, rămâne la atitudinea ta să-mi spui ce părere ai despre găselința mea și dacă se merită să mă duc sau nu. Mă apuc, fetiță, să le postez, să nu mai stau, că le am de o săptămână și nu le-am postat, așa că e timpul lor. Te pupă, fata, hai să mă închid, ceau, ne vedem la alte gunoaie.